ziua. Te-ți gata? Te-am începe? Îmi spuneți când pot începe, da? Bine. Bună ziua. Mă aflu în fața dumneavoastră pentru a face anumite clarificări pe pachetul de legi privind activitatea serviciilor de informație și securitate. Sunt acele trei legi care au fost semnate, 420, 421, 422. Una, prima, se referă nemijlocit la legea serviciilor de informație și securitate, modalitatea de organizare acestui serviciu. A doilea este, deci se referă la serviciul și activitatea de contraspionaj. Ca să facem clarificări de la bun început, proiectele de lege au fost elaborate de către Direcția Juridică a Serviciului Informației și Securitate, însă din cauza că ei nu au dreptul la inițiativă legislativă, au fost, sunt două căi ca aceste legi să ajungă în Parlament, fie sunt promovate de către Ministerul Justiției, fie prin intermediul Comisiei Parlamentare de Profil, deci s-au luat decizia de a fi semnate și prezentate în Parlament de către Comisia de Profil. Asta este unul. Doi, noi când am semnat aceste trei proiecte de legi, deci am luat decizia că aceste proiecte de legi nu vor fi avizate nici măcar în comisie până nu va exista avizul comisiei de la Veneția. Deci nu cum o fac alții anteriori, le înregistrează, le trec prin comisie, votează în prima lectură, după care începe deci, deja dezbateri pentru lectura a doua. Deci noi am mers după principiul. Mai întâi așteptăm rezultatul avizului comisiei la Veneția, după care noi propriu-zis începem dezbaterile publice. Noi am organizat o dezbatere publică pe aceste proiecte de legi. Apropo, avem și avizile și nota informativă din partea Procuraturii Generale. Vreau să spun că avizile lor corespund în proporție de 90% cu avizul Comisiei de la Veneția, ceea ce denotă profesionalismul celor care au studiat acest pachet de legi și am avut chiar și o discuție cu unii din cei care au prezentat nota informativă în care am rugat să ne ajute deci, în procesul de modificare deci, a legislației și, în primul rând, de definire a unor națiuni care, la care s-a referit și Comisia de la Veneția. Acum, ca să explicăm anumite lucruri. Deci proiectul de lege, după ce va fi votat în prima lectură, va fi expus dezbaterilor publice pentru lectura a doua și nu doar o singură dezbatere publică. Va fi prezentat mai întâi divergențele din proiectul de lege cu ceea ce a vizat Comisia de la Veneția, după care vor fi propuse a doua etapă a dezbaterilor, vor fi propuse de atât de către societatea civilă, Procuratura Generală, dar și alte instituții ale statului și Ministerul Justiției, vor fi propuse definiții care apoi vor fi dezbătute în spațiu public și după ce se va ajunge la o înțelegere dintre societatea civilă și instituțiile deci statului. Mai departe, noi o să mergem spre instituțiile externe pentru a prezenta exact ce am modificat noi, cum am modificat și dacă aceste modificări corespund acelor așteptări sau recomandări pe care ne le-a făcut Comisia de la Veneția. Asta ca să fie clar pentru toată lumea, acest proiect de lege va fi modificat conform recomandărilor care le-a făcut Comisia de la Veneția, deci le-a făcut și nu va fi votat sub nicio formă, deci în lectura a doua, până nu va exista un consens în conformitate cu aceste recomandări. Care sunt principalele subiecte la care trebuie de atras atenție la aceste proiecte de lege, fiindcă eu am început să lucrez la lista divergenților. Deci, nemijlocit, prima este vorba despre atribuțiile care sunt acordate SIS-ului și divergențele care există dintre proiectul de lege și aviz este că în anumite articole din proiectul de lege sunt definite foarte vag
anumite atribuții pe care trebuie să le dețină sau să le aibă SIS-ul. În acest context, dacă o să citiți și raportul Comisiei la Veneția, noi am avut dezbateri cu ei, unde noi am reiterat faptul că noi suntem gata să mergem să reformulăm în ceea ce privește așa numitul articol 4, care este prevăzut deci, în lege, cu atribuțiile pe care trebuie să le aibă deci nemijlocit Serviciul de Informație și Securitate și directorul Serviciului de Informație și Securitate. Asta este unul, da? Și Procuratura Generală exact a afirmat același lucru, că noțiunile trebuie definite, dată o definiție mai clară pentru a nu crea anumite confuzii atunci când cineva care consideră că i s-a încălcat deci drepturile din partea Serviciului de Informație și Securitate se poate adresa în judecată și atunci procurorii trebuie să ia și împreună cu judecătorii trebuie să ia deciziile deci corecte. De aceea acest articol, dar nu toate, este vorba despre câteva litere din această lege și nemijlocit vorbim și la articolul 8 al proiectului cu privire la SIS. Vorbim de alineatul 2, alineatul 6, alineatul 8, deci acestui articol. Și noi trebuie să vedem împreună cum reformulăm ca să nu existe această confuzie în definire. Un lucru important pe care noi trebuie să-l menționăm, deci este că anumite prevederi există și astăzi în lege, care legea deci actuală, care noi le-am reformulat sau cum le-am practic le-am reintrodus, mai bine zis, în noul proiect de lege. Și Comisia de la Veneția vine să confirme că unele din aceste articole, ele de fapt încalcă drepturile cetățenilor. Întrebarea mea este cum anumite articole din legea actuală care încalcă dreptul cetățenilor a funcționat deci până acum și unii chiar care s-au dat așa în spectacol odată cu apariția acestui aviz a Comisiei de la Veneția, au funcționat bine mersi și în calitate de președinți și prim-ministri și nu e deranjat faptul că unul din aceste articole care există în actuala lege a Serviciului Informație și Securitate, da, are o formulare foarte ambiguă și creează anumite deci, probleme. Și în acest sens, Comisia de la Veneția deci, a solicitat ca o parte din aceste articole, care sunt astăzi în actuala lege și au fost să regăsesc și în legea, proiectul de lege care există, ele trebuie să fie reformulate și practic se propune și deci aproximativ care trebuie să fie direcția prin care trebuie să fie reformulată. Totodată o să mă refer la activitatea Serviciilor de Informație și Securitate, prin care, privind activitatea sau monitorizarea proceselor electorale, ceea ce spune Comisia de la Veneția este că în cele din urmă, adică, deci notează că domeniul electoral este exclus din obiectul activității SIS, adică din acest proiect de lege, deși cererea autorităților noastre a fost că se refere în mod explicit la faptul că proiectul de lege ar ajuta la asigurarea unor procese electorale deci concrete și eficiente. Deci, în viziunea Comisiei de la Veneția, domeniul electoral ar trebui acoperit cel puțin parțial în contextul operațiunilor ascunse menite să influențeze rezultatele alegerilor. Deci, astfel, în comentariile lor, autoritățile noastre ar trebui să acorde o atenție mai deosebită privind domeniul deci electoral. Noi, practic, am formulat în lege monitorizarea procesului electoral, ceea ce ne solicită Comisia de la Veneția, ne recomandă, mai bine zis, este că noi trebuie mai detailat și trebuie să indicăm expres despre felul cum trebuie Serviciul de Informație și Securitate să se implice în monitorizarea acestui proces. E vorba de punctul 24 din acest aviz.
Cel mai important lucru însă care noi, la care trebuie să lucrăm și de fapt care a strânit deci mai multe discuții în spațiu public este vorba despre acțiunile pe care trebuie să le, sau măsurile speciale, mai bine zis, a serviciilor de informații și securitate. Astăzi aceste măsuri sunt prevăzute o parte în legea 59, măsuri speciale de investigație. Ceea ce ne dorim noi este că aceste măsuri speciale de investigație să nu se mai regăsească în legea 59. Deci legea 59, care urmează să fie votată în lectura a doua, va exclude aceste prevederi privind activitatea în ce se privește ASIS-ului pe măsurile speciale de investigație, pentru că se vor regăsi în legea specială. Iar legea 59, așa cum mai discutat și cu unii reprezentanți de la Procuratura Generală, trebuie să fie o lege pur polițenească, da? Care de prevenție, iar obiectivul acestei legi 59 trebuie să fie de prevenție. Iar acțiunile Serviciilor de Informații și Securitate va fi într-o lege nouă, legea privind activitatea de contrainformație. Problema pe care o invocă, cea mai serioasă pe care o invocă Comisia de la Veneția, este avizarea măsurilor speciale de investigație. Deci, în proiectul de lege, este propus ca directorul să avizeze măsurile speciale de investigație. Noi, și când am registrat atunci și am dezbătut proiectul pe interior, am spus că această prevedere nu este una foarte bună. Iar noi chiar în timpul dezbaterilor pe care le-am avut cu Comisia de la Veneția, și o puteți să găsiți în raport, o să vedeți că noi am spus că suntem de acord să existe un instrument din control din partea altor instituții privind măsurile speciale de investigație, și anume avizarea fie unui judecător de instrucție sau, de ce nu, a unui judecător la Curtea de Apel. Aici va trebui de lucrat, pentru că, în caz contrar, Serviciul de Informații și Securitate, dacă va rămâne în redacția care este, va avea atribuții care, deci, nu va putea fi controlate deciziile lor și pot să depășească, de ce nu, deci limitele legale. Asta este un alt subiect pe care noi, deci, l-am recunoscut că trebuie modificat. Și ultima este vorba despre controlul parlamentar. Deci astăzi există o subcomisie în cadrul Comisiei Parlamentare care este condusă de către opoziție, este condusă. Apropo, până în acest legislativ, cei de la guvernare niciodată nu au respectat acest principiu în care opoziția să aibă președinția acestei subcomisii. Deci noi am făcut-o pentru prima dată. Ceea ce este legea actuală, de fapt, copie anumite prevederi din legea precedentă, dar care nu oferă foarte multe posibilități de control acestei subcomisii asupra activității de serviciile de informație și securitate și nu oferă foarte multe atribuții ceea ce privește monitorizarea măsurilor speciale de investigație. Și aici, deci am discutat și cu președintele subcomisiei, cu domnul Albu, cu ei, dumnealui, împreună cu ceilalți membri, va trebui să găsească soluții și dezbateri publice, cum noi trebuie exact să formulăm acest deci articol, da? Pentru cum se vede. După mine, unicul lucru ce trebuie de interzis este să nu aibă acces la lista de agenților de subacoperire a unor dosare care sunt în derulare, da? Dar în ceea ce privește rezultatul, modalitatea cum s-a deci, acționat din partea SIS-ului, deci această comisie, subcomisie, mai bine zis, președintele subcomisie ar trebui să aibă deci, acces și iarăși noi va trebui împreună să găsim soluția pentru subcomisie de a avea controlul parlamentar și să vedem deja mai departe cum această subcomisie va face public, deci propriu-zis, va duce opinii publice la cunoștință despre activitatea serviciilor de informații și securitate pentru a nu-și depăși deci, atribuțiile de mijlocit. Și de ce nu, de prevăzut, deci în lege, ca președintele subcomisiei, automat de către opoziție,
să nu sta la cheremul majorității parlamentare, dacă să va fi votat, să nu va fi votat în cadrul comisiei ca președinte de subcomisie, dar automat ei să poată veni, dacă se înțeleg între ei, cine să fie acest președinte și doar să aducă la cunoștință. Deci, și ne gândim și la acest mecanism pentru a nu bloca cumva activitatea subcomisiei. Deci astea sunt punctele la care trebuie noi să atragem atenție în reformularea deci unor articole din legile date și, cum am mai spus la început, deci noi vom avea săptămâna viitoare, marți, a doilea dezbateri publice pe acest proiect. N-am mai avut o dezbatere publică, dar marța viitoare. Și rog reprezentanții societății civile, așa cum au fost foarte activi la proiectul de lege privind prevenirea spălării banilor, da, în care au fost peste 63 de entități juridice care au participat la dezbateri publice asupra acelui proiect, au fost vreo 7 dezbateri publice și am ajuns să avem un produs bun pentru a fi votat în Parlament. Vorbim de modificări legislative privind servicii de prevenire spălării banilor. Da, sunt anumite aspecte care vor trebui îmbunătățite mai târziu, dar ca să vă dau exemplu, în acea lege au fost 549 de amendamente din partea societății civile, instituțiilor de stat, asupra acelui proiect. Deci a fost foarte activ. Așteptările mele este că și la acest proiect de lege, deci vom avea pe parcursul dezbaterilor care urmează primele în ziua de marți, săptămâna viitoare, vom avea un asemenea deci interes din partea lor și să ne ajute să definim foarte clar acele articole din proiecte de lege prin care Comisia de la Veneția ne-a recomandat să le revizuim. Asta am vrut să spun, dacă aveți anumite întrebări, sunt gata să răspund. Independent din exterior care ar avea acces la informațiile secrete și ar putea, știți, recomandări. Da. Iată să ne spuneți dacă a fost identificat sau v-ați gândit cine ar putea fi un potențial expert. Bun. Și, în general, cum catalogați reacția, avizul Comisiei de la Veneția, ținând cont că a fost nu chiar atât de pozitiv, deci, a unele aspecte. Hai să luăm așa. Deci noi nu trebuie să facem proiecte de lege după un expert. Noi trebuie, legea trebuie să funcționeze indiferent cine se află la putere. Doi. Deci, cum am mai spus, noi, conștient, când am înregistrat aceste proiecte de lege, deci a fost, deci cu țintă, ca proiectele de lege mai întâi să meargă deci, la Comisia de la Veneția și din start am spus că recomandările Comisiei de la Veneția se vor regăsi, se vor fi luate în considerație. Deci, propriu zis, atunci când vom pregăti proiectul pentru lectura deci a doua. Da, sunt anumite articole care prevederi pe care Comisia de la Veneție, noi știam că ele sunt foarte vagi cumva, deci formulate. În linie generale, în urma dezbaterilor pe care le-am avut, primele dezbateri pe care le-am avut și acelui aviz pe care l-am primit de la Procuratura Generală, în principiu așteptările mele, deci au fost cam cei ce a venit din partea Comisiei de la Veneția. Deci doar procuratura a fost puțin mai deci, rapid în oferirea unui răspuns. Dar deci, totul în linii generale, dacă înlăturăm acele lacune la care se referă Comisia de la Veneție, proiectul va fi unul bun și toată lumea să se implice pentru ca noi să modificăm și să definim foarte clar acele articole din lege prin care există anumite semne de întrebare. Iată, Comisia mai avertizează că în contextul situației de urgență, aceste modificări la legislație cumva ar prezenta anumite riscuri. Să ne spuneți dumneavoastră dacă există aceste riscuri. Bun, noi dacă o să luăm legea activității serviciilor informației și securitate din alte state, chiar și vecine, și nu doar. O să vedeți că atribuțiile serviciilor de informație și securitate sunt mult mai largi. Dacă ați deschide legea privind activitatea serviciilor de informație și securitate a Marii Britanii, Franței, României și nu doar, o să vedeți că lucrurile acolo stau și mai strict. Dar dacă luăm în contextul în care Republica Moldova încearcă cineva în ultimul timp să întreprinde acțiuni subversive, da, și cred că nu vor fi pedepsiți, ei sunt șala marnic.
de serviciu. Noi ce trebuie să înțelegem este că noi trebuie să divizăm activitatea contrainformativă a serviciilor de informație și securitate, să o divizăm de acea lege 59, care este prevederi care sunt astăzi în legea 59. Deci legea 59 trebuie să rămână o lege pur polițienească. Deci serviciul de informație și securitate nu are misiunea să fie poliție. Era altă misiune. Și noi trebuie, deci nemijlocit, acele prevederi care ele sunt astăzi în legea 59, ele se regăsesc într-o lege specială a Serviciului de Informație și Securitate. Acest lucru face trimitere și Comisia de la Veneția. Da, este salutabil că veți avea o lege specială, important că această lege să nu depășească anumite limite a drepturilor omului. Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu sunt, eu vă mulțumesc și pe această cale încă o dată invit pentru ziua de marți, la orele 10, în sala Europei. Deci invit toți reprezentanții societății civile și nu doar să vină să facă cunoștință cu avizul Comisiei de la Veneția și să supunem dezbaterii acelor prevederi pe care, la care s-a referit Comisia de la Veneția și împreună să reformulăm acele articole în care să nu mai existe anumite semne de întrebare care ar fi încălcate drepturile cuiva. Mulțumesc și o zi bună!